ziua. Spuneți, vă rog, cum înțelegeți dumneavoastră achiziții publice, cumpărături pentru primărie, pentru necesitățile sale? Cum înțelegeți? Asta mai o leacă mai înțeles. Cum asta? Banii pentru primărie oricum. Primarul ori primărița e singur să... Acolo, eu singur să gândești, eu știu. Nu înțeleg asta. Nu înțeleg? Nici și merge vorba. Pentru achizițiile publice, pentru primărie... Nu știu, scuzați. Eu de pildă mă duc în magazin, cumpăr, duc acasă și întrebești. Cum alegeți? După plac. E cum aleg? Că aleg așa cum vreau, cum vor ei. Spun, au partidii lor, aleg și gata. Prin licitații trebuie să fac. Sunt mai multe feluri de licitații. Nu-i făcut prin licitații încălcare de lege. Nu știu cum faci ei, care și cum are mă ia. Unul are bani, unul n-are, unul fură, unul stăruie, așa e. Da, mi-am pare că și acolo tot să șmecherii și tot să aleg ca să mai spele niște bani. Я не могу сказать ничего. Ну, по-вашему, вот, примерно. Ничего не могу сказать. Dar așa e părerea mea, că de unii mai proaspăt, unii nu expiră termenul, prețurile mai favorabile pentru primării, cam unu-s bani. Eu furată și de sus o erdrașii. Achizițiile la construcție știu că se face tender. Vin 10, 15, 20 de firme din Chișinău, dau prețul undeva cu 40, cu 60% mai jos și pe urmă fac lucrările necalitativ. Eu asta o știu precis. O luat aici tenderul, asta nu-i numai la, nu se referă la primăria noastră, Cimișlia, dar în construcții, în diopște. Are ștampilă, secretară și o mașină bună, vine, o primit, o câștigat tenderul și apoi vine și caută în Cimișlia lucrători care lucrează cel mai ieftin. Cel mai ieftin nu e cel mai bun.